Din 15 iulie și până astăzi, în sala polivalentă din Cluj-Napoca, s-au desfășurat campionatele europene de tenis de masă pentru cadeți și juniori. Clubul sportiv Pristavo a fost reprezentat de jucătorii Andrei Tomică și Iulian Chirița la cadeți, Mihai Zamfir la juniori, dar și de antrenorul Mădălin Ionașcu, antrenorul lotului național de juniori. Mușcelenii și-au adjudecat 3 medalii la această competiție, bronz prin Mihai Zamfir la echipe juniori, după ce România s-a clasat pe locul al treilea. Bronz prin Andrei Tomică la dublu mixt cadeți, cel care a făcut echipă cu Elena Zaharia de la LPS Constanța, și argint tot prin Andrei Tomică la dublu masculin cadeți. Împreună cu Darius Movileanu de la Steaua București, Andrei Tomică a jucat în această după-amiază finala probei de dublu masculin, transmisă în direct de TVR HD. Reprezentanții noștri în proba de dublu băieți, proba cadeților, Andrei Tomică, Darius Movileanu, îi iau ca adversari pe polonezul Maciej Kubik și pe croatul Ivor Ban. Andrei Tomică, el joacă la Pristavu Câmpul Lung, pregătit acolo de antrenorul lotului de juniori, Mădălin Ionașcu. 10-5 pentru dublul croatul polonez, 11-5 primul set câștigat, se joacă la dublu pe sistemul cel mai bun din 5 seturi. Și la spin și la blocaj folosește mai mult corpul și o să vezi că o să intre lovitura. Excelentă lovitură! A sesizat bine zona neacoperită a mesei și a contrat spectaculos Darius Movileanu. Prinși, descoperiți cei doi adversari. Bună selecția loviturilor! Nu se lasă păcălit. Și iată 11-4 pentru tricolori. 1-1 la setul și se joacă această finală. Jocul. Și dacă dai tot spin, și dacă faci flip, da? Și dacă pui scurt, totul să fie în corpul lui. Pentru la polonez știu, nu? A fost 3-1 pentru adversari, astfel că dublul românesc Andrei Tomică, Darius Movileanu a obținut medalia de argint. 5 mingi de meci pentru dublul croato-polonez. As reușit de Andrei Tomică, salvează o minge de meci bucureșteanu. Victorie pentru dublul croato-polonez. Andrei Tomică și Darius Movileanu păstrează medalia de argint. A fost un meci destul de bun, ei ne-au bătut mai mult fizic decât tactic, pentru că tactic este mai bun, doar că sunt mai mari, dau mai tare și acum nu știu, să sperăm că anul viitor iese mai bine. Delegația României a obținut în total 11 medalii, dintre care 2 de aur, 2 de argint și 7 de bronz.